deci, pe când Betleemul zace, cufundat în somnul greu, într-un staul Michael naște pe Fiul lui Dumnezeu. Pruncul a venit în lume într-o peșteră săracă, într-o islămitică, dar cerul în fața lui se pleacă. Pe când Betleemul zace, cufundat în bezna nopții, sus în cer deschis au îngeri toate porțile cetății. Țin cădelnițe în mâini și au legănuți din flori și un arhanghel în lumină dă de veste la păstori. Pe când Betleemul doarme și Irod și în palat Irod petrece, Maica pe Hristos îl naște jos în fân, în iez la rece. N-a găsit la nicio casă vreun locșor sau vreun pătuț. Betleemul a închis poarta pentru Maică și pruncuț. Pe când Betleemul doarme, magii cu argint în brâie, pun în leagănul din iesle aur, smirnă și tămâie. Au pus aur cum se cade, se pune la împărat, smirnă drept ofrandă de jertfei pentru care s-a întrupat, și tămâie parfumat, drept un semn al preoției, întreite dar nu sfinte, lui Iisus, pruncul Mariei. Vă felicit pe toți și vă mulțumesc încă o dată tuturor că veniți cu atâta drag aici și ne aduceți o parte din gândurile bune ale poporului român. Vă mulțumesc și vă doresc sărbători fericite!